Să crești porcine nu mai este convenabil. Gospodarii renunță la bocoalele de porci pentru că nu au cu ce hrăni animalele. Se întâmplă chiar și în satul Țâra din raionul Florești, cunoscut pentru numărul mare de porci care, până nu de mult, se plimbau pe malul râului Răut. Maria Fiodorovici spune că anul trecut avea 25 de porci. Acum, în ocolul gospodăriei, cresc doar 3 porci. Din cauza secetei și a crizei de cereale de anul trecut, femeia a fost nevoită să taie sau să vândă animalele. Am avem puțin, că nu au fost cu și hrănie și greu din partea mâncării. Păpșoi, numai cu grăunță. Nu, altceva nu avem, nici grăunță, bostan, ca din grădină și mai este așa. Noi altceva nu dăm, la Răut îi se duc, pască, scoici, intră în Răut, scoici, e altă vitamină. Alți locuitori spun că au renunțat definitiv la creșterea porcinelor, pentru că nu este rentabil, iar munca este destul de dificilă. Anul trecut nu prea a fost mâncare, nu prea o ținut. Care au avut eu cam tăiet asta, și anul ăsta au fost, da. De-am și niște, în primăvară poate ori începe a ține. La înainte nu puteam merge mașinile pe drum de porci. Chiar eu aveam și o fătată scropă, 12 porci. 12 porci. Avem jert. Am o puțin. Nu crezi că la lumea a îmbătrânit și dichidat și gata s-a rărit și porci. Dar nu e vreme cei care au fost cândva. Aceeași situație este și în satul vecin, la Ghindești. Oamenii spun că au renunțat de mult la creșterea porcinelor. Eu n-am și mâncat la porci la jit, să-mi dau mâncare în casă. Nu, nu ți-o vreau. Spre exemplu, în afară de găini nu avem nimic, adică atât. Găinile care le ținem, dar care sunt persoane care țin și porci, și vite, da, sunt foarte puțini, deci. Criza porcinelor este resimțită și de vânzătorii de carne de la piața centrală din Bălți. Comercianții recunosc că prețul la carne a crescut simțitor. Noi avem care ne aduce, avem omul care ne aduce carne. Și toți sunt tare greu găsesc, foarte greu. Și la preț tare mare. Carne de casă e 90%. Slănina 150-120. S-a scumpit de atât când fusecită în trecut. Cumpărătorii spun că prețurile la carnea de porc sunt exagerate. S-au ridicat tare. Ia că 128 de lei, când eu putem să dau până la 100. Dar mă descum. O leac s-a scumpit. Stă-ți scumpește. Costiți era 65, 60, am lui 75, 80. Datele Biroului Național de Statistică arată că în anul 2020 în Republica Moldova erau aproape 397.000 de porcine. Anul acesta au fost înregistrate doar 339.000 de capete. Asta înseamnă că numărul porcinelor a scăzut cu 57.000 sau cu 15%.